Fidelitatea într-un cuplu este esențială pentru o relație sănătoasă și de durată, dar de multe ori s-a dovedit că o escapadă amoroasă a unuia dintre parteneri este necesară pentru a le reseta prioritățile. Este de fapt un semnal de alarmă care arată că unul dintre parteneri nu mai are parte de atenția și afecțiunea cu care se obișnuise. Bărbații au mai multe șanse să aibă relații în afara cuplului decât femeile și adesea caută mai mult sex sau atenție. Bărbații își exprimă dragostea într-un mod mai fizic și de multe ori le este greu să se exprime verbal. Găsesc cu greu cuvintele potrivite pentru partenerele lor. Pentru ei, sexul devine astfel o cale importantă de conexiune și intimitate. Dacă bărbații nu sunt mulțumiți din punct de vedere sexual, de exemplu, dacă partenera îi respinge adesea, atunci au această respingere într-un mod personal și se pot considera cu ușurință neiubiți. De fapt, bărbații sunt mai predispuși decât femeile să trișeze din cauza sentimentului de insecuritate. Când femeile înșală, încearcă adesea să umple un gol emoțional. Femeile se plâng frecvent că nu simt conexiune cu partenerul lor, nu se simt dorite și prețuite. Femeile sunt mai susceptibile să se simtă neprețuite sau ignorate și caută intimitatea emoțională a unei relații extraconjugale. Măi, eu cred că n-ar trebui să existe și că oamenii trebuie să fie onești unii cu alții. În momentul în care apar, nu știu, cred, consider că o relație crește doar dacă există asumare din partea amândurora. Dacă ați fi înșelată, ați putea ierta? Nu. Pentru că nu înșel și nu vreau să fiu înșelat. Ce părere aveți despre acest lucru? Nu sunt de acord. De vedere, nu e o chestie corectă, pentru că atunci când alegi să ai o relație cu cineva, trebuie să știi că trebuie să fii loial, adică trebuie să ai anumite aspecte în vedere. Dacă știi că ești infidel, mai bine pleci, părerea mea. Ai putea să treci peste o infidelitate? Nu. Sau te vezi în situația să înșeli partenerul? Nu, n-am fost niciodată și nici nu o să fiu. Ce părere aveți despre infidelitatea în cuplu? Asta pare acum, se poartă. Este, a început o obișnuință la modă, toată lumea să schimbe, nu prea au răbdare să mai stea prea mult într-un cuplu. Dumneavoastră ați accepta? Ați trece peste o infidelitate? Nu. Nu. Asta e, nu. Dar vă vedeți în situația aceasta, să înșelați dumneavoastră? S-ar putea? Asta e. Viața nu știe ce să oferă. Infidelitatea reprezintă o prezentare distorsionată, mincinoasă a realității unei relații. Partenerul infidel construiește o viață falsă de cuplu, întreține o iluzie, îl asigură pe partenerul înșelat de prezența și disponibilitatea sa, când acest lucru nu este adevărat. Puține evenimente în cuplu pot fi la fel de devastatoare precum dezvăluirea unei relații extraconjugale. Pentru partenerul înșelat, viața sa, cum o știa, nu mai există. Mai multe decât atât, ceea ce a trăit se dovedește a nu fi fost real. El însuși este în pericol de a nu mai ști cine este. Despre cauzele infidelității se pot spune foarte multe, deoarece fiecare relație este unică, are un tipar de funcționare propriu care depinde de structura psihică a fiecărui partener. Cea mai frecventă cauză care duce la infidelitate este modul în care noi dezvoltăm atașamentul față de partener. Într-o relație, dezvoltăm diferite tipuri de atașamente care îl pot sufoca pe partener, indiferent că este bărbat sau este femeie. Acest lucru l-ar determina pe partener să caute un alt tip de relație cu o altă persoană. Dar, pentru că la rândul său, partenerul care caută altceva a dezvoltat un atașament față de relația actuală, nu îl informează pe acesta că este infidel sau că a găsit o altă persoană care este într-o relație, de teama de a nu o pierde. Persoana care a dezvoltat un atașament anxios își dorește de la celălalt dovezi de iubire pentru a demonstra, aș demonstra sieși, că celălalt este prezent în relație, iar atunci când nu le primește, își agasează partenerul cu tot felul de comportamente care îl determină pe acesta să caute în altă parte, într-un cuvânt îl sufocă pe acesta. Orice relație traversează perioade bune și mai puțin bune. Și este un lucru absolut normal, deoarece nu există relații perfecte. Când două persoane sunt într-o relație, fiecare vine cu individualitățile sale, cu emoțiile, cu personalitatea și cu comportamentele sale, care sunt unice.
și absolut diferite. Trebuie să găsim o cale de mijloc pentru ca o relație să funcționeze, iar ingredientul principal este comunicarea. Partenerul care înșeală caută să își împlinească în afara relației nevoi emoționale pe care nu știe cum sau nu poate să și le împlinească în relație. O relație extraconjugală poate fi pentru partenerul necredincios modul prin care să își rezolve teama de a fi părăsit, de a reduce încărcătura emoțională și pericolul pe care relația de cuplu le reprezintă. De a-și recâștiga libertatea, controlul asupra propriei persoane, de a redeveni invulnerabil.